Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă a venit zăpada, nu vine și vacanța? Cu trenul din... Nu știu cu ce tren, că trenurile la noi ajung... Da, uite, vezi, dacă trenurile la noi și așa întârzie. Da. Adică s-a dat vacanță când nu era zăpadă. Da. Acum e zăpadă, de ce să nu... Vacanța e în drum spre noi, dar o să vină mai încolo. Eu vreau să propun mutarea vacanțelor cu totul, tot anul. Adică tot să schimbăm, adică, structura anului școlar calendaristic vorbind. A, la asta, la vacanțele școlare să se mute? Da. Pentru că vacanțele școlare au un impact uriaș asupra vacanțelor personale ale cetățenilor cu copii, da, și ale noastre echipei Deșteptarea, care avem vacanță când e vacanța școlară, practic. E gălăgie mare în vacanță, că toți copiii au vacanță. Mai puțin asta din februarie. Urmează acum vacanță în luna februarie. E vacanța aia care s-a negociat pe județe și fiecare județ și-a luat vacanță când a vrut, pe modelul occidental, să nu avem toți vacanță odată, să ocupăm toate cazările de la munte, că e așa numită vacanță de schi. Ceea ce e foarte bine. Păi și cum urmează în februarie dacă fiecare județ își ia când vrea? Când vrea, în februarie. Da? Deci au fost câteva săptămâni din care au ales. București are ultima săptămână din februarie, este cel mai ghinionist județ. Pentru că de ce? Te vei întreba. Așa. Eu am câțiva prieteni care sunt cu schiul. Slavă cerului, eu nu schiez, nici copiii mei, bine, or vrea, dar n-or să aibă parte niciodată. Da. E prea costisitor și e deranjant pentru mine care nu schiez, îți dai seama cum ar fi să mă duc să stau la baza pârtii și să aștept pe aia să fac țurțuri. Și ce le-ai spus? Cum le-ai înfrânt această pornire? Au deschis subiectul la un moment dat, le-am spus că e un sport foarte periculos. Asta mă gândeam. Uite la Michael Schumacher. Și nu numai. Da. Și eu v-am spus numai departe de acum 2-3 zile că mi-am rupt piciorul, exact, la, da, și am stat în gips, adică de ce? În general, sporturile sunt periculoase. Poți să te dai în roller coaster, adică ai alte bucurii. Poți să mergi la piscină, ai ce să faci. Da. Dar sunt foarte mulți oameni care merg la schi, de aceea s-a și înființat această vacanță numită vacanță de schi. Da? Da. Și am prieteni care merg și în ultimii 2 ani au fost într-o stațiune din Bulgaria. Nu știu dacă pot să-i dau numele la radio. Să nu-i face reclamă. Ce? Veliko Târnovă. Borovăț. Ce e aia? Borovăț. La Borovăț acolo, e un hotel de ăsta de 5 stele la baza pârtii. Senzație. Așa. Oamenii au fost prima oară în pandemie, au dat vreo 1000 de euro pe vreo 6 zile acolo. Câți? Familie de 4 persoane, aha, cu all inclusiv. Tot hotelul. Excepțional, la baza pârtii, le plăcea mult de tot, mi-au explicat ei cum e acolo, cu schipasul, cu nu știu ce. Au mâncat murături bulgărești până le-a venit acolo. Da, da. Anul trecut s-a făcut vreo 1200, s-a scumpit puțin. 20% se pare puțin. Și anul ăsta s-a făcut 3000. Cât? 3000 de euro, 6 nopți la Borovăț acolo. Aha. Dar de ce? Și exact la întrebarea, dar de ce, unul dintre amicii mei, ce minte o fi avut, că eu n-aș, adică vă întreb și pe voi, ați sunat la hotel să-i întrebați pe aia, bă, dar da, chiar în halul ăsta? Da, sigur că da. Adică eu m-aș uita, dar văd că-i prețul ăsta și nu merg. Că 3 ori mai mult, da, norocit. Ăsta a sunat. Dom'le, dar... Da. Noi suntem clienți vechi, am fost deja de 2 ori când era ieftin. Foarte ieftin, că atunci era chiar super ok, știi? Așa. Și oamenii au fost sinceri, și aia buni, și au spus, ne pare rău, dar se suprapune cu vacanța englezilor. Vacanța englezilor? Da. Și avem foarte multe cereri din Anglia și atunci am dat și noi în ele, cum se zice. Și m-am uitat, într-adevăr, iată, în Anglia este vacanță 21-25 februarie, deci odată cu Bucureștiul. Asta e problema. Problema bucureștenilor. Băi, bucureștenilor, băi, nu v-ați gândit că aveți vacanță în timp ce au și englezi? Să știi că e foarte important. Olanda are 25 februarie, 5 martie. Și olandezii. Olandezii au două săptămâni? Schiul. Da. Unde schiază? Belgia are 20-24. La ea numai plată. Ea tocmai vin la Borovăț, n-auzi? Tabără pe aici, pe unde mergem noi și ne încurcă socotelile. Fapt pentru care eu... Deci tu ce vrei să mântăm vacanța că ne încurcă olandezii? Da, noi fiind la Borovăț săracă, așa. Eu aș lua... Mă, șefilor, voi când vă luați vacanță? Și ăștia vin și zic, uite, Belgia 20-24 februarie, Suedia 27 februarie, 3 martie. Suedezii ori sta la IPA acolo să schieze, nu cred că vin la Borovăț. Dar în fine, așa. Dar vin olandezii, uite, nemții au 30 ianuarie, 3 februarie. Eu le-aș centraliza pe toate. Stai puțin. Cât au nemții? 30 ianuarie, 3 februarie. Deci... O săptămână. Tot o săptămână. Ah, ok. Că dar olandezii... 31, am înțeles. Practic, pe săptămâna viitoare. Nu mă gândeam ca ceva gen 3 zile. Sau nu. Că așa suna. Eu aș centraliza toate datele astea și aș pune vacanțele noastre ale românilor în afara acestor ferestre. În mai aș vedea să fie. Auzi, stai puțin.
Am înțeles asta. Și cu vacanța de vară ce faci? Că cu vacanța la vară, vreți să vă zic, în vară fiți atenți. Englezii au 25 iulie, 31 august. Deci o muți în septembrie-octombrie. Nemții 31 iulie, 25 august. Toți au oricum mai puțin, mult spre jumate față de cât avem noi. Oricum vine bine septembrie-octombrie, că atunci se recoltează viile, începe să se facă tulburelul, știi? Având în vedere schimbările climaterice de pe planetă, și faptul că toate aceste națiuni bogate încep cel târziu la 1 septembrie școala, da, eu aș pune vacanța școlară în România de la 1 septembrie la 31 octombrie. Să se prinde și recolta de avocado? În primul rând e oricum mai cald și mai plăcut, că ați văzut în iunie, iulie, inundații, plouă, nasol. Da. Și în august, da? E caniculă. În august e prea cald. Septembrie-octombrie e cea mai dulce vreme. Și vrei să ții copiii la școală în august? Da. Și pe noi la radio. N-au aer condiționat. Da. Și noi să mergem în septembrie-octombrie în vacanță, că nu ai nimeni. Ia toți la treabă, la școală, la alea, știi, da. Nemții, englezii. Și e și la jumătate de preț tot. Asta e. Da. Că noi... Și vacanța de iarnă să fie, practic, la începutul lunii februarie sau la sfârșitul lunii ianuarie, că sunt tarife mici peste tot în lume. Asta zic. Da. Păi noi, adică eu spun că eu sunt afectat personal. Nu vreți să schimbăm și revelionul și asta? Revelionul la ei acolo. Da. Și noi ne ducem pe partea, înțelegi, mergem pe flanc. Și când e toată lumea la Revelion, nu știu ce, se duce, plătește o grămadă de bani, se întorc mahmuri la muncă, noi plecăm în vacanță în ianuarie. Deci cum e Crăciunul perit vechi, care e în altă parte, să facem și noi vacanțe perit nou. Trebuie evitat și Crăciunul perit vechi, că nu-mi plac vecinătățile în situația asta. Da. Trebuie să te adaptezi, asta e. Adică eu văd, pe noi ne afectează personal, că având vacanțe fixe, așa, că lumea ne invidiază. Zice, mamă, că stați în vacanță. Păi stăm, dar dacă avem vacanță nu a de Crăciun, de Paște și în august, când e toată lumea în vacanță și e cel mai scump. Tu te auzi ce vorbești? Zici, nu avem vacanță decât de Crăciun, în vară, ca și să de se Paște. Înțeleagă. Noi avem vacanță. E vorba de perioade când e foarte, foarte scump să călătorești sau să faci vacanțe oriunde, inclusiv la noi. Cred că ascultătorii în momentul ăsta se pregătesc să ne taie cauciucurile la mașină. Da, da, da. Noi avem vacanță în perioada asta pentru că voi și copiii au vacanță în perioada asta, nu, și audiența scade foarte mult. Copiii deci, au din practic... iunie vacanță. Deci da, normal, da, ar fi să avem și noi vacanță din iunie. Că măcar da, e mai ieftin. 0372069599. Dacă vă place ideea asta să schimbăm datele vacanțelor, să da, le modificăm după calendarul internațional, să nu mai picăm pe aceeași cheie cu străinii ăștia care, uite, ce nenorociri fac, au crescut prețurile până în Bulgaria, mă, da, la borovățul nostru. Haideți, intrați în jocul nostru dacă sunteți de acord cu Luca, sau poate aveți și alte propuneri, mă gândesc, că poate, nu știu, poate unii vor în octombrie sau... Abar n-am. Să facem să avem și noi o vacanță. Vacanța mare în martie, știi ce frumos ar fi? Vacanța mare în martie. Septembrie-octombrie o văd aia mare. Tu ai fost la mare în februarie sau în martie? Lasă-mă, eu am nu fost, duce eu am discuția fost, în altă da, parte. Forțat. A fost de rebelion. La mofete în perioada asta, de exemplu. La mofete, cred că mai am până când ajung la mofete, mai durează puțin. 0372069599. Băi, cum o vedeți? Cea mai bună vacanță. Foarte multe reacții, surprinzător, foarte multe reacții în această dimineață, apropo de subiectul lansat. Luca, mare dreptate avea nevastă ta. Iar bați câmpii, frate. Simt și multe răutăți. Dar uite, Nicolae din Iași zice: băi, Vlad și George, luați la mișto pe Luca, dar există rațiune în ceea ce spun. Absolut, dar nici nu ne îndoim. Asta vreau să simțiți, da? Uite, Adi a făcut rost. Nu găsim noi, dar există. De o harta vacanțelor. Și vreau să vă spun așa, că există și oameni care au gândit-o foarte bine. E vorba de suceveni și ilfoveni. În Suceava și Ilfov, vacanța e în perioada 6-10 februarie. Doar două județe de pe Mapamond. Și de ce? Pardon? Adică de ce au vacanțe ieftine? Au vacanțe ieftine în perioada aia. 13-17. Pentru că ei alți, 3 sferturi din țară are vacanță în perioada 20-24 februarie, s-au îngrămădit acolo. Așa. Sucevenii și ilfovenii sunt primii. Se duc pe la Sinaia, pe la Predeal, pe la știi ce spun, să nu mai... Da, adevărul că dacă pleci de la Suceava la Sinaia, da, 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 cred că nu ți ajunge o săptămână de vacanță. Asta e altă ajungi. Hai să vedem, cum o vede Anca. Bună dimineața, Anca. Da, bună Anca. Dimineața, băieți, mulțumesc că mi-mi înveseliți diminețile. Facem ce ne putem. Nu întotdeauna intenționat, înțeleg. Da, de exemplu, da, azi.
Da, oricum ar fi, veselia contează. Da. Să știți că sunt total de acord cu Luca. Total de acord. Normal. M-a invitat prietena mea împreună cu băieții mei să merg în Europa Park. Stă la vreo 5 km de Europa Park și am vrut să-mi cumpăr bilet în mai, dar am tras de timp și nu mi-am cumpărat. Am vrut să-mi cumpăr în iunie, era vreo 1500 de lei, zic că ei lasă că poate găsesc mai ieftin, după aia 1800, 2000, a ajuns la 1000 de euro toată vacanța copiilor și m-am supărat și nu m-am mai, nu mi-am mai cumpărat bilet decât în septembrie, după ce a început școala, în timpul școlii. Bravo. Și mi-am luat băieții frumos și am plecat în Europa Park. Și era liber. Și probabil o să țină, era, nu era liber, Europa. Era mai bine. Nu mai stăteai o oră la cozile alea. Păi vezi? Foarte bine, biletul a fost 1000 de lei. De lei, nu da, de da, da. Dar vezi, te mână să faci și legalități să ții copiii de la școală, ceea ce nu e ok. Da. Ai văzut, în străinătate da, te amendează. Am făcut chestia asta pentru că și-au dorit foarte mult și astea au fost posibilitățile și mi s-a părut o idee foarte bună și am zis de ce nu. Mulți copii, sigur că sunt și situații triste în care nu își permit mulți oameni să călătorească, dar dacă vrei să mergi undeva cu copiii sau fără copii, trebuie să alegi perioade de astea în afara vacanțelor școlare, trebuie să ții copiii de la școală, ceea ce nu este în regulă, și atunci numai bine o legalizăm noi frumos și nu facem vacanța. Nimic, pentru că, da. Bă, hai să zicem de la 1 august la 1 octombrie. Hai să mai vorbim, hai să vedem. Hai. Gabriel, bună dimineața! Salut, Gabi! Bună dimineața! Bună! Am putea schimba optica în sensul în care să plecăm afară din Balcani. Am fost de Ziua Unirii la schi în Italia, unde am verificat tarifele și au tarife stabilite pe tot sezonul. Sezon, extra sezon, sezon, vârf de sezon, tarife uniforme, nu se modifică în nicio situație, indiferent că sunt vacanțe sau nu, sau nu în acea țară sau în alte țări. Asta... La fel am verificat și în alte țări și tarifele, cel puțin la hoteluri, sunt uniforme. Da, Gabriel, dar biletele de avion și toate restul, cazările, mai au reduceri, mai au discounturi. Păi, au discounturile aferente stațiunii sau hotelului sau politica hotelului, dar nu modifică tarifele pentru că sunt vacanțe. Nu fac o politică comercială speculativă, asta e ideea. Da, am înțeles, da, da. Uite, Dorin din Suceava ne recomandă să mergem la Bucovel în Ucraina, dar nu cred că e cea mai fericită perioadă. Zice că acolo e cea mai faină stațiune de schi și prețurile sunt la jumătate. Poți să ai diverse evenimente, poți să le ții minte o viață, oricât mai durează ea. Plus că și cu transportul în perioada următoare o să fie mai ieftin dacă te urci pe tancurile alea care pleacă spre Ucraina. E. Iulian, bună dimineața! Neața, dragilor! Salut! Eu sunt de acord cu Luca total. Să vă spun și de ce. Eu sunt la vârsta la 53 de ani ai mei acum, când copiii mei sunt mari, mai am treabă cu ei, și nepoții foarte mici. Și mă duc și eu în vacanțe singur. Și iau harta vacanțelor. Că nu pot să... Am fost la Băile Felix într-o vacanță fără să-mi dau seama toamna. Deci nu vrei să știi ce era în bazinele alea. Nu mai pot treaba asta. Și acum mă desunt la Luca. Da. Că eu nu știam că bucureștenii mi-au și o vacanță la Băile Herculane acum, pe 24 februarie, și n-am știut că sunt copii bucureștenii peste tot. Deci nu există să fie undeva, să nu fie ei. Da, da, și toți românii sunt bucureșteni. Sau o bună parte dintre ei. Că vezi că 3 sferturi din țară are vacanță în perioada aia, nu numai bucureștenii, oricum. Da. Vai de capul meu, mi-am luat-o. Deci am luat-o și anul ăsta. Asta e. Da. Ce să zic? Vacanță plăcută, vacanță Iulian. Vacanță frumoasă, mulțumesc, da. Dragilor, și vouă la fel și toate cele bune. Vă doresc o zi minunată. Fără falsă modestie, vreau să citesc un mesaj. Sorin zice că sunt genial bun de prim-ministru. Să știți că și eu mă gândesc. Eu aș lua niște măsuri foarte populare. Da? Cum ar da. Auzi, zi, nu vrei să încep la primărie mai aș întâi? Aș face publice salariile. Aș lua vacanțe foarte lungi. Ai mai pus niște mesaje aici, ia să vedem. Măi băieți, dar de ce nu punem vacanța de iarnă de 1 mai? Și aia de vară o punem de la 15 octombrie la 10 noiembrie, așa. Uite. Păi nu, invers. În octombrie o punem pe aia de vară și o punem pe asta de... Las că de 1 mai, uite, să fie asta din februarie. Dar nu că 1 mai nu e combinație, că pici cu tot așa, cu occidentalii, că au și aia ziua muncii. Nu, trebuie să o gândești foarte bine. De exemplu... Eu vreau să te trimit în sala de clasă în august... fără aer condiționat. Și să stai cu 40 de copii. N-auzi că eu dau de la 1 august vacanță. Până la 31 iulie, să știi că e ok, nu n-a mai fost caniculă.
Deci până la 31 iulie se stă la școală frumos și porom plecând de la 1 august copii până pe 15 octombrie. Cum n-ai făcut nimica? Prima lună adică stăm acasă. Vrei să dai de la 1 august până la 15 octombrie? Da. Două luni jumate de vacanțe? Nu, avem vacanță oricum de la 15 iunie la 1 septembrie. Sunt două luni jumate, dragă Vlad. Le-i muți. 1 august, 15 octombrie. Prima lună o stăm pe cameră, mergem la țară, da? Băi. Nu cheltuim bani. Și după 1 septembrie, când toți fraierachii se duc la școală în Occident, tăbărâm. Tabar peste tot e gol. Bine, cineva mi-atrage atenția că am distruge planurile pensionarilor, pentru că în perioada septembrie-octombrie călătoresc seniorii, da? Și abia așteaptă să înceapă copiii școala ca să poată avea ei obiective. Păi nu e mică, pleacă ei în august. Asta zic. Ei, da. Da. Nu știu ce să zic despre voi astăzi. Nu, eu nu, iarna nu mă asta, băga pe mine. Vacanța asta, zăpada asta v-a afectat cu ceva? Ați vorbit de avocado și de cultura de avocado. Am mai dat în vacanțe. Da. Și Mexic. Da. Și... Nu vreți să ne bucurăm un pic de valurile astea de seaud? E frumos, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.